Bună ziua tuturor, sunt Sorin Gabriel Păunescu și astăzi vom studia dilatarea corpurilor solide. Dilatarea termică este fenomenul fizic prin care dimensiunile unui corp cresc odată cu creșterea temperaturii sale. Corpurile solide, în funcție de forma lor, se dilată diferit astfel. Solidele sub formă de bară, adică cele care au o dimensiune mult mai mare decât celelalte două, prin încălzire își măresc lungimea, adică suferă o dilatare liniară. Solidele sub formă de plăci, la care predomină două dimensiuni, având o grosime mică, prin încălzire își măresc lungimea și lățimea, adică suferă o dilatare de suprafață. Solidele sub formă de sferă, la care toate cele trei dimensiuni sunt aproximativ egale, prin încălzire își măresc volumul, adică suferă o dilatare volumică. Cu ajutorul unui pirometru cu cadran, studiem dilatarea barelor metalice, adică dilatarea liniară. Dispozitivul este format dintr-un suport pe care se găsesc două tije metalice, una din fier și una din aluminiu, un sistem de fixare cu șurub al tijelor la un capăt, iar la celălalt capăt un ax care va roti câte un ax indicator de-a lungul unui cadran pentru fiecare bară în funcție de temperatură. Când încălzim tijele, temperatura lor va crește, ele își vor mări lungimea, iar capătul liber va împinge în ax, care la rândul său va roti acul indicator în fața cadranului. Observăm că cel mai repede urcă acul indicator pentru bara de aluminiu, ceea ce înseamnă că la aceeași variație de temperatură, unele corpuri se dilată mai mult, altele mai puțin. După ce încetăm încălzirea barelor, ele își vor micșora lungimea odată cu scăderea temperaturii, lucru observat pe cadran cu ajutorul acului indicator pentru fiecare bară în parte. În cazul dilatării liniare, notăm cu L0 lungimea barei la temperatura T0 egal cu 0 grade Celsius, L lungimea barei la temperatura T mic, iar alungirea delta L va fi diferența dintre L și L0. Din experimentul anterior, am observat că fiecare material poate fi caracterizat printr-o mărime fizică, numită coeficient de dilatare termică, notată cu alfa. În sistemul internațional, alfa se măsoară în Kelvin la puterea minus 1. Variația relativă a lungimii unei bare este delta L supra L0, iar delta T variația temperaturii. Relația matematică este delta L supra L0, este egal cu alfa ori delta T. În cazul dilatării volumice, materialele sunt caracterizate printr-un coeficient de dilatare termică volumică, notat cu gamma. Acest coeficient de dilatare termică volumică
este aproximativ egal cu triplul coeficientului de dilatare termică liniară. La finalul acestui material, vă propun următoarea aplicație. Lama bimetalică este un dispozitiv format din două tije, alcătuite din metale diferite, unite între ele prin intermediul unor nituri, care închide sau deschide un circuit atunci când temperatura ei ajunge la o anumită valoare. Care credeți că este principiul de funcționare al acestui dispozitiv?